Bună ziua, dragi copii! Azi vom juca un joc despre meserii și ocupații împreună cu un personaj surpriză. Sper să vă placă jocul! Se numește Ceva nu se potrivește. George a primit de la bunicii săi o carte despre meserii și ocupații, însă imediat ce a început să citească, el și-a dat seama că în carte s-au strecurat câteva greșeli. Ceva nu se potrivește. Vreți să-l ajutați pe George să descopere ce nu se potrivește? Are mare nevoie de ajutorul vostru. Iată cum vom juca. Pe ecran vor apărea paginile din carte în care s-au strecurat câteva greșeli. Pentru a-l ajuta pe George, voi va trebui să găsiți greșeala. Aici sunt prezentați bucătarii. Scrie că aceștia pregătesc mâncarea în restaurant, repară mașini defecte și aleg ingredientele pentru mâncare. Care credeți voi că este activitatea care nu se potrivește bucătarilor? Dacă răspunsul vostru a fost acela că repară mașinile defecte, este foarte bine. Dar știți voi cine sunt cei care repară mașinile defecte? Sunt mecanicii auto. Pe această pagină sunt prezentați polițiștii. Scrie despre ei că prind infractorii, supraveghează șoselele și sting incendiile. Care credeți voi că este activitatea care nu se potrivește polițiștilor? Sting incendiile. Acesta este răspunsul care nu se potrivește. Dar știți voi cine sunt cei care sting incendiile? Sunt pompierii. Aici sunt prezentați tâmplarii. Scrie despre ei că zidesc case, fac mobilă și pun parchet. Care activitate credeți voi că nu se potrivește tâmplarilor? Dacă răspunsul vostru a fost că zidesc case, este foarte corect. Dar știți voi cine sunt cei care zidesc case? Dacă răspunsul vostru este constructorii sau zidarii, este foarte corect. Pe această pagină sunt prezentați doctorii. Despre ei aflăm că consultă pacienții, prescriu medicamente și vând medicamente. Care credeți voi că este activitatea care nu se potrivește doctorilor? Vând medicamente este activitatea care nu se potrivește doctorilor, dar știți voi cine sunt cei care vând medicamente? Așa este, sunt farmaciștii. Aici sunt prezentați ospătarii. Despre ei scrie că servesc oamenii în restaurant, prepară mâncarea și aranjează mesele în restaurant. Care activitate credeți voi că nu se potrivește ospătarilor? Prepară mâncarea este activitatea care nu se potrivește ospătarilor. Dar știți voi cine sunt cei care prepară mâncarea? Este simplu, bucătarii. Pe ultima pagină a cărții sunt prezentați brutarii. Despre aceștia aflăm că vând fructe în piață, frământă aluatul, fac pâine și chifle. Care activitate credeți voi că nu se potrivește brutarilor? Vând fructe în piață. Această activitate nu se potrivește brutarilor. Dar știți voi cum se numesc cei care vând fructe în piață? Dacă răspunsul vostru a fost vânzători, este corect. Felicitări, dragi copii! Ați reușit să-l ajutați pe George să găsească toate nepotrivirile din carte. Dacă doriți, până săptămâna viitoare, alegeți o meserie sau ocupație din cele prezentate sau alta care vă place vouă și faceți un desen în care să prezentați ce activități sau produse sunt realizate de o persoană care are acea meserie sau ocupație. Mult succes!